Administratorul drepturilor comerciale ale Formulei 1 a semnat un contract pe 5 ani cu drept de prelungire pe încă 5 sezoane cu oficialitățile mexicane, scrie publicația Reforma. Sursa citată notează că etapa mexicană de Formula 1 va avea loc în octombrie sau în noiembrie pe circuitul Hermanos Rodriguez din Ciudad de Mexico, care a găzduit și ultimul mare premiu desfășurat în Mexic în 1992. Primarul orașului Ciudad de Mexico, Miguel Ángel Mancera, un susținător al acestui proiect, va susține o conferință de presă în care se va oficializa găzduirea unei etape de Formula 1. Capitala Mexicului s-a aflat în calendarul inițial al FIA pentru campionatul mondial de Formula 1 din 2014, dar a fost exclusă în cele din urmă.